Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm să privim în Evanghelia după Luca pentru a vedea viața Domnului Iisus și învățăturile sale. Evanghelia este actuală pentru noi astăzi. A fost de la început instrumentul prin care Dumnezeu i-a chemat pe oameni la mântuire de-a lungul veacurilor, începând cu epoca prezenței Domnului Iisus pe acest pământ în mod fizic. Și până astăzi Evanghelia continuă să se vestească. Este o centralitate a Evangheliei și dorim să-i dăm locul de cinste pentru că ea îl are în mijlocul ei pe Domnul Iisus Hristos și jertfa sa. Am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în capitolul 8, la ultima parte, cea de-a treia. În tot capitolul acesta este arătată puterea Domnului Iisus. Și dacă vă amintiți, am văzut data trecută puterea sa asupra naturii, atunci când a potolit furtuna, și de asemenea puterea asupra duhurilor necurate, când l-a eliberat pe omul acela posedat de o întreagă legiune de demoni. Astăzi vom vedea puterea sa manifestată asupra bolii și apoi chiar asupra morții. Așadar, putem spune că acest capitol 8 are în întregime aspectul acesta al arătării, al demonstrării autorității, puterii Domnului Iisus asupra naturii, asupra duhurilor necurate, asupra bolii și chiar a morții. Pentru că El este Dumnezeu întrupat, în El locuia, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Așadar, mergem la primul text, începând cu versetul 40. Este vorba de două lucruri întrețesute, de două narațiuni legate între ele, și anume vindecarea unei femei bolnave și învierea fiicei lui Iair. Aceste lucruri sunt prezentate în toate cele trei evanghelii sinoptice sau asemănătoare, fapt care arată că ele sunt de o maximă importanță. Când se repetă același lucru în cele trei evanghelii, se subliniază importanța acelui fapt și cred că este important și pentru noi astăzi. Așadar, citim începând cu versetul 40, mai întâi. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Și vreau să plasez din nou în contextul acestui capitol această minune a Domnului Iisus. Ea are loc după ce, vă amintiți, Domnul Iisus a fost respins de locuitorii din Gadara. El l-a eliberat pe omul acela de care se temeau toți. Ei au văzut minunea aceasta evidentă și cu toate acestea l-au rugat să plece din mijlocul lor. Iar Domnul a plecat, s-a suit în corabie și i-a lăsat. Dragii mei, să știți, atunci când unii îl resping pe Domnul, el întotdeauna găsește pe alții care să-l primească. Și observați cum începe acest text cu versetul 40. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. L-au alungat din regiunea gadarenilor, a trecut cu corabia pe partea cealaltă și la întoarcere Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime căci toți îl așteptau. Și să știți, acest principiu funcționează până în zilele noastre. Dacă oamenii nu-l primesc într-un loc, el este primit cu siguranță în altă parte. Dacă tu alegi să-l respingi pe el, cu siguranță altcineva va primi mântuirea sa. Domnul n-a rămas niciodată în toată istoria și nu va rămâne fără martori pe acest pământ. Întotdeauna au fost oameni care i-au slujit lui. Și acest lucru se potrivește nu doar la nivel personal, cât și la nivelul unei regiuni sau chiar al unei țări. Dacă sunt țări care le resping astăzi pe Domnul, îndeosebi în lumea civilizată, alte țări cu siguranță îl primesc
Și putem vorbi, de exemplu, de țările în curs de dezvoltare sau țări mai sărace, cum sunt cele din Africa, din Asia și chiar America de Sud, unde Domnul este acceptat la nivel înalt, oamenii vorbesc despre mântuirea Lui și chiar președinți de stat spun că sunt oameni care îi slujesc Lui, care sunt credincioși. Sunt țări astăzi, dragii mei, care primesc mântuirea lui Dumnezeu, iar altele, cum sunt cele din Europa, cum este și țara noastră, continuă să respingă chemarea lui plină de dragoste. Repet acest principiu. Dacă el este alungat într-o parte, cu siguranță va găsi un alt loc, în altă parte a lumii, acolo unde oamenii îl vor primi cu bucurie. El a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Din păcate, țara noastră n-a avut parte de un astfel de moment în care oamenii să-l primească cu bucurie, să primească mântuirea, să fie așteptat această mântuire. A fost ceva după Revoluția din 89. Puțină vreme a durat această deschidere față de Evanghelie, dar ea s-a stins foarte repede. Trecând acum la relatarea propriu-zisă, este uimitor, absolut uimitor, felul în care a venit acest conducător al sinagogii în fața Domnului Iisus. El era aici numit fruntașul sinagogii, era liderul religios al acelei comunități. Nu știm despre ce localitate este vorba, nu se menționează în Evanghelie, dar cu siguranță el era cel care răspundea de starea spirituală a comunității înaintea lui Dumnezeu și de tot ceea ce se întâmpla în sinagogă. Sinagoga era un fel de adunare foarte simplă, o clădire fără multe decorațiuni, în care oamenii se adunau în fiecare zi de sabat, ei țineau ziua șaptea după lege și vorbeau din cuvântul lui Dumnezeu. Nu aveau loc ritualuri religioase, practic adunarea creștină a urmat modelul acesta pentru că se face același lucru, locul principal, locul de cinste îl avea cuvântul. Nu putea fi vorba de o sinagogă dacă nu avea un sul al cărții. Și până astăzi comunitățile evreiești țin acest obicei. Dacă nu este un sul al cărții, atunci aceea nu poate fi sinagogă. La fel și în adunarea creștină, locul principal îl are predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Iar omul acesta, Iair, era cel care trebuia să se asigure că învățătura dată din cuvânt, absolut fiecare avea dreptul să deschidă, să citească din Scriptură, dar învățătura dată din cuvânt era potrivit legii, potrivit învățăturilor Vechiului Testament. Un om foarte respectat, un om cu multă cinste în comunitate, vine la Domnul Iisus și iată cum descrie evanghelistul Luca acest lucru. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus. Observați? S-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trebuia să moară. Observați, dragii mei, cum acest om religios, care știa foarte bine Tora, Vechiul Testament, legea lui Moise, recunoaște în Domnul Iisus o autoritate superioară, pe cineva cu mult deasupra lui și se aruncă la picioare. Să știți, nu făceau evreii lucrul acesta, ei nu se plecau în fața altor oameni. Prin aceasta el declara practic că îl recunoaște ca Mesia, ca Fiul al lui Dumnezeu, fiindcă nu te poți pleca, nu se puteau pleca decât înaintea lui Dumnezeu. Ei nu aveau sub nicio formă voie după lege să se închine altor Dumnezei sau cu atât mai puțin unor oameni. El a recunoscut autoritatea Domnului Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, s-a aruncat la picioarele lui și l-a rugat să vină până la el acasă pentru că avea o singură copilă care trebuia să moară. Disperarea lui l-a condus la picioarele Domnului și s-a dovedit că a făcut alegerea cea mai bună. Câteva cuvinte și despre fetiță. Nu întâmplător este dat acest caz în Scriptură, în Evanghelie. Ea era la vârsta părăsirii copilăriei. La 12 ani, atât fetele cât și băieții din Israel intrau în sinagogă ca și persoane cu capacitatea de a-și exercita singuri credința. Ei puteau să fie responsabili de deciziile pe care le luau. Din momentul în care împlineau 12 ani, erau considerați ca și oameni responsabili în comunitatea religioasă. De aceea este și redat episodul, tot în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, episodul acesta al prezenței Domnului Iisus la templu la vârsta de 12 ani, pentru a fi închinat înaintea lui Dumnezeu, dar Domnul ajunge în templu și spune că este casa tatălui său, îi învăța și întreba pe cărturari
la vârsta doar de 12 ani. Revenind la cazul acesta al fetiței lui Iair, vă dați seama ce durere avea acest om, dat fiind că era singura lui fată, singurul copil, și aici este o paralelă cu fiul văduvei din Nain. De asemenea, era singurul copil al acelei femei. Era fetița aceasta chiar la vârsta în care putea să capete această capacitate de alegere, de a-și exercita credința, și tocmai atunci se îmbolnăvește și ajunge pe patul morții. La chemarea lui Iair, Domnul răspunde pozitiv și se îndreaptă împreună cu ucenicii spre casa lui, însoțiți și de această mulțime adunată în jur. Repet, ceea ce am citit la început, mulțimea îl aștepta și l-a primit cu bucurie și îl urma oriunde se ducea, îl urmăreau, voiau să vadă ceea ce face și ceea ce vorbește. Între timp, însă, are loc un alt fapt neobișnuit. Deodată se oprește Domnul în loc și pune această întrebare mulțimii. Cine s-a atins de mine? Vă dați seama să fie atâta mulțime de oameni și Domnul se oprește și pune această întrebare. Cine s-a atins de mine? Iar evanghelistul Luca ne arată și ce se întâmplase. Am să recitesc de la versetul 42. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și de remarcat și faptul acesta că Luca, autorul Evangheliei, era medic și, prin urmare, știa foarte bine despre ce fel de boală era vorba, plus faptul că el cunoștea tratamentele care se administrau în acea vreme. Luca arată aici limitele pe care le avea medicina. Faptul că ei nu puteau vindeca boli, puteau doar să trateze, și chiar dacă aceasta putea fi considerată drept o apreciere negativă la adresa Breslei din care făcea parte, totuși Luca este sincer și spune adevărul. Femeia aceasta, 12 ani, își cheltuise averea cu colegii săi medici și cu toate acestea nu căpătase niciun fel de vindecare. Așadar, este vorba de multă onestitate în locul acesta, repet, dat fiind faptul că și meseria lui Luca era cea de medic, este afirmat lucrul acesta în Scriptură. De remarcat, credința femeii. Și ea era într-o situație disperată ca și Iair. Și observați aici o asemănare între cele două persoane. Abia când au ajuns într-o situație cu adevărat disperată, s-au îndreptat către Domnul Iisus. Dar și în cazul acesta este vorba tot de credință. Credința aceasta care a făcut-o să caute măcar să se atingă de haina Domnului Iisus ca să capete vindecare. Evanghelistul Marcu îi redă și cuvintele rostite în gând, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Iată și cuvintele pe care le avea în mintea ei. Și nu ai cum să nu rămâi absolut uimit de credința ei, mai ales că nu mai auzise să se fi vindecat cineva în forma aceasta. Nu se mai auzise că venise la Domnul cineva, atingându-se de el, să capete vindecare. Ea n-a venit doar ca să mai încerce și această alternativă, să vadă dacă s-a întâmplat ceva, dacă poate se rezolvă cumva situația ei, măcar parțial. Nu. Ea a venit cu credință și își zicea în mintea ei, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Ea credea lucrul acesta. Nu îi spusese nimeni, era credința ei și Domnul îi face după credință. Dragii mei, este cu adevărat de învățat din credința acestei femei. Faptul că ea n-a lăsat nicio umbră de îndoială, nu s-a gândit că poate va fi, poate nu va fi, ea a venit direct cu acest gând, a spus dacă mă voi atinge, dacă voi ajunge până lângă el și mă voi atinge de haina lui, mă voi vindeca, și chiar așa s-a și întâmplat. S-a atins de Domnul și s-a vindecat pe loc. Iar la întrebarea Domnului, cine s-a atins de mine, din nou iese la iveală caracterul acesta încă netransformat al ucenicilor. La fel ca și atunci când a fost pe corabie și plin de panică, ei au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Iată și cuvintele lui Petru în situația aceasta, aproape îl ceartă pe Domnul. Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Cumva cam aspre cuvintele lui Petru. Însă Domnul și de data aceasta observați îndelunga lui răbdare cu ucenicii.
La fel ca atunci când ei îi spuneau, nu-ți pasă că pierim, și de data aceasta Domnul este foarte răbdător, nu le răspunde, nu îi contrează, nu îi mustră, îi lasă în pace și răspunde nu după impertinența lor, doar clarificând ce a vrut să spună. S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Așadar, era vorba de o minune autentică și observați, Domnul Iisus cu siguranță știa ce s-a întâmplat, a vrut doar ca femeia aceea să vină în față, să mărturisească, sigur știa toată întâmplarea, știa ce era în gândul acelei femei, dar vrea să o scoată în evidență, vrea să se vadă credința ei în fața întregii mulțimi care era acolo pentru a vedea minunile sale și pentru a asculta învățăturile lui. Adevărata credință și teama de Domnul i-au adus femeii acesteia vindecare, dar nu doar vindecare, ci și mântuirea ei. Ea se apropie cu teamă de Domnul Iisus. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Unii interpreți spuneau că aici s-a temut pentru că ar fi putut fi certată. Nu era vorba deloc de așa ceva, ci e vorba de teama de Dumnezeu, de recunoașterea autorității sale. De aceea Domnul îi vorbește nu doar de vindecare, ci și de mântuire. Iisus i-a zis, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Iar femeia aceasta a plecat rezolvându-și ambele probleme prin atingerea Domnului Iisus. Atât vindecarea trupului, cât mai ales mântuirea de care avea atât de mare nevoie. Din acest moment, Domnul își continuă drumul spre casa lui Iair, în mijlocul mulțimii, și relatarea continuă în versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Și de data aceasta e vorba de credința lui Iair. Este pusă greu la încercare. El a crezut că Domnul poate să o vindece pe fiica lui. Întrebarea era, va mai continua să creadă când a aflat că fiica lui a murit? Și, dragii mei, să știți, de multe ori așa se întâmplă și în viața noastră. Înainte ca lucrurile să fie mai bine, ele se înrăutățesc. Înainte ca furtuna să se potolească, valurile cresc în intensitate. Iar lucrul cel mai important în aceste momente este să nu-ți pierzi credința. Iair nu și-a pierdut credința. Lucrurile au ajuns la un punct maxim. Disperarea lui ar fi trebuit să fie enormă și din punctul acela ar fi putut să renunțe, să zică am încercat, acum nu se mai poate face nimic. Domnul însă îi adresează niște cuvinte menite tocmai să-i întărească credința. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Crede în mijlocul încercării, chiar dacă lucrurile se înrăutățesc și tu spui, am crezut la început și iată, nu s-a întâmplat așa cum am așteptat. Continuă să crezi, chiar dacă sunt piedici în calea credinței, mergi înainte. E greu de spus ce era în inima lui Iair în aceste momente. Putem doar să ne imaginăm ce presiune imensă era asupra lui. Cert este că el a continuat să meargă mai departe cu Domnul, ignorând îndemnul celor din jur. Fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul, lasă-l pe învățătorul. I-a ignorat pe ei și l-a ascultat pe el. Nu te teme, crede numai. Avea de ales între cele două voci, vocea mulțimii și vocea Domnului Iisus și a ales bine. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia îi spuneau, renunță să mai crezi, situația este prea disperată, nimeni nu mai poate să facă nimic. Și în plus îi aducea și un argument logic. Dacă vei insista în continuare, nu faci altceva decât să-l superi, să-l deranjezi pe învățătorul, lasă-l în pace, vezi-ți de treabă, s-a terminat, nu ai altceva decât să pregătești înmormântarea. Și revin la situațiile din viața noastră și noi am trecut sau vom trece prin situații limită. Ar trebui să știm două lucruri, anticipând puțin partea aplicativă, din locul acesta. În primul rând, pentru Domnul nu-i nimic imposibil. Nu s-a sfârșit încercarea prin faptul că i-a ajuns la un punct maxim. Domnul poate să rezolve orice, inclusiv să învieze din morți, așa cum s-a întâmplat cu această fetiță. Nimic nu este prea greu pentru el. Nu poți spune, din momentul acesta, Domnul nu mai poate face nimic. S-a terminat, nu mai e nimic de schimbat. Iar în al doilea rând, el nu se supără. Oamenii aceștia spuneau, nu-l mai supăra pe învățătorul.
Trebuie să știm acest lucru. El nu se supără dacă noi insistăm în rugăciune, nu se supără dacă vom continua să credem, ci din contră, El dorește ca noi să credem chiar și împotriva oricărei circumstanțe, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, trecând dincolo de limitele rațiunii, de ceea ce poate fi explicat. Noi trebuie să credem dincolo de tot ceea ce se ridică împotriva noastră, chiar dacă lucrurile acestea ar atinge punctul maxim. Credința noastră trebuie să fie neclintită și așa a fost și cea a lui Iair. De aceea locul acesta este foarte important. Ne arată cum trebuie să credem în Domnul, chiar și în situațiile cele mai dificile, când lucrurile se înrăutățesc. De aceea Iair și capătă rezultatul credinței sale, și anume faptul că Domnul vine până la casa lui, continuă să meargă cu el, așa cum citim în versetul 51, când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Deci i-a luat pe acești trei ucenici, am mai spus și în altă ocazie, este vorba de cercul cel mai restrâns al ucenicilor, alcătuit din aceștia trei, cu care Domnul Iisus va fi și pe muntele Tabor, pe muntele Schimbării la față, de asemenea și în grădina Ghetsimani. Iar în fața disperării oamenilor, Domnul își afirmă încă o dată autoritatea asupra morții, pe care o compară cu un somn. Fetița n-a murit, ci doarme. Tot așa avea să spună mai târziu și la moartea lui Lazar, un cunoscut al lor, o familie din Betania în care era bine primit, Betania o localitate aproape de Ierusalim. Domnul Iisus află despre vestea morții lui Lazar și este scris în Evanghelia lui Ioan. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și, dragii mei, începând din acest loc, în mai multe texte din Noul Testament avem moartea comparată cu un somn. De ce? Pentru că este vorba de faptul că moartea este reversibilă. La fel ca și somnul. Din somn te trezești. Dormi ce dormi, dar la un moment dat te trezești. De aceea Domnul spune și moartea este asemănătoare unui somn. Este o perioadă în care treci din viața aceasta, dar la un moment dat, în clipa învierii, vei reveni la viață. Moartea este reversibilă, la fel cum și somnul. Aceasta nu înseamnă însă deloc faptul că omul după ce moare este inconștient, nu mai știe nimic așa cum ești atunci când dormi. Este o grupare, cel puțin cunosc, mai multe sunt, cred, care susțin acest lucru că odată ce a murit omul nu mai știe nimic, nu spune așa Scriptura și vom vedea în capitolul 16 că Domnul dă un pic cortina la o parte ca să vedem ce se întâmplă după ce doi oameni au murit. Și este vorba de un om bogat care trăia în plăceri fără să îi pese de Dumnezeu și de un sărac numit Lazar. Vom vedea că Domnul arată ce s-a întâmplat cu ei imediat după clipa morții. Nici pe departe nu erau inconștienți, erau foarte conștienți și vom vedea și că Avram, despre care Domnul Iisus spune că este viu, el este Dumnezeul celor vii. Avram era acolo în locuința pe care Domnul a rezervat-o înainte să deschidă raiul său. De remarcat în textul acesta și totala lipsă de credință și de prețuire pe care o aveau cei din mulțime. Până la urmă, ce s-a întâmplat cu o mare parte a acestei mulțimi de oameni? În ciuda faptului că văzuseră și auziseră minuni, care a fost reacția lor când Domnul a spus: fetița n-a murit și doarme? Foarte trist este scris în versetul 53. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Ce repede trece omul de la o atitudine la cealaltă. Mai devreme văzuseră pe femeia aceea vindecată, auziseră mărturia ei că de 12 ani încercase să rezolve problema ei de sănătate și nu reușise și cu toate că văzuseră sub ochii lor o minune autentică, iată, de data aceasta își bat joc de el și de cuvintele sale. Ei îl luau în râs și pe Domnul și pe cei care credeau în el, însă Iair l-a urmat cu credință, fără să aplece urechea la vocea mulțimii. Și aici o aplicație pentru noi, atenție mare! Dacă te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul cu credință, nu pleca urechea la ce zice lumea. Lumea va căuta să te tragă înapoi.
În general, oamenii care nu se întorc la Dumnezeu sunt folosiți de cel rău ca să încerce să-l tragă înapoi pe cel credincios. Nu asculta de glasul acesta batjocoritor al lumii, nu te teme de ceea ce spun oamenii și de gura lumii. Domnul îi ignoră, intră în casă, îi scoate afară pe toți care mai erau în acea casă și își arată din nou slava sa de fiul al lui Dumnezeu, singurul care poate da viață. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Și este absolut extraordinară această minune. Este a doua înviere relatată în Evanghelie. Îi lasă pe toți fără replică. Nu știu ce au mai putut să spună cei care l-au batjocorit mai devreme. Este o minune autentică. Nu se spune însă despre cei din jur că odată ce au văzut minunea s-au pocăit și că și-au cerut iertare pentru faptul că l-au batjocorit și că au râs de el. Nu se spune nimic despre ei. Foarte probabil au văzut minunea și au tăcut. Așa fac mulți în zilele noastre. Nu vor să-și recunoască greșeala și de aceea nu este posibilitatea de pocăință. Însă putem subînțelege că atât Iair cât și soția lui au devenit din momentul acela ucenici ai Domnului Iisus. Așadar, iată două cazuri de oameni care s-au convertit în ucenici ai Domnului, atât femeia aceasta vindecată, căreia Domnul îi spune credința ta te-a mântuit, cât și Iair împreună cu soția lui. Și nu era lucru puțin important faptul că fruntașul unei sinagogi se întorcea la Domnul. Înainte de a trece la partea de concluzii și aplicații, vreau să rezumăm câteva asemănări între cele două evenimente întrețesute aici în narațiunea din Evanghelia după Luca, la fel și în celelalte două evanghelii sinoptice, ele apar împreună, o narațiune în narațiune, sunt cele două minuni relatate în același timp. În ambele apare menționat același interval de timp, și anume 12 ani. E vorba de 12 ani cât femeia aceasta a încercat să se vindece, apelând la medici, și 12 ani cât avea fetița la vârsta, să spunem așa, majoratului în Israel atunci când devenea responsabilă. De asemenea, în ambele este arătat rolul femeii în societate, ca să nu se creadă cumva că Domnul îi favorizează doar pe bărbați și că le lasă pe femei deoparte. El a avut dragoste și milă față de ambele categorii. Aici vindecă o femeie bolnavă de 12 ani și înviază o fetiță în vârstă tot de 12 ani. Și există, dragii mei, și aici un paralelism. Nu la întâmplare lucrurile se întâmplă în același timp. Domnul vrea să arate că femeia are un loc egal în planul lui Dumnezeu cu bărbatul. Bineînțeles, în slujba lui Dumnezeu există diferențe, dar în atenția lui ambele sexe sunt egale. Ambele persoane erau aflate în situația de a nu putea fi atinse. După lege, nu se putea atinge o femeie cu o scurgere de sânge, era declarată necurată. De asemenea, dacă te atingeai de o persoană moartă, erai declarat necurat. Domnul se atinge de ambele persoane. Iată, pentru el nu era aplicabilă această regulă a legii, fiindcă el era deasupra legii, el era dătătorul legii și al cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, el a putut să ia moartea aceasta și boala asupra lui să plătească prețul pentru păcatele noastre. Ambele persoane sunt așadar atinse de Domnul și are loc câte o minune, femeia este vindecată, iar fata înviată. Și cu aceasta trecem la concluzii pentru viața noastră, fiindcă este un cuvânt viu care este menit nu doar să ne arate puterea și autoritatea Domnului Iisus, cine este El. Este important și să știm cine este El și ce a făcut pe acest pământ, dar acest cuvânt are ceva să ne spună și nouă pentru viața noastră. În primul rând, nu aștepta să ajungi într-o situație limită pentru a veni la Domnul. Așa a fost pentru Iair. Nu se spune că l-ar fi căutat mai înainte, dar Dumnezeu a îngăduit această situație limită în așa fel încât el să poată să alerge la Domnul și să cadă la picioarele lui. Bine ar fi fost să o facă înainte. Nu aștepta să ajungi într-o situație limită pentru a-L căuta pe Domnul. Să știți, mulți oameni așa ajung, pe un pat de spital sau în preajma morții, abia atunci strigă la Dumnezeu. Dar Domnul trebuie căutat
în fiecare zi, el trebuie căutat atâta timp cât suntem în posibilitatea aceasta, în deplinătatea posibilităților de a ne întoarce la el. Nu încerca să-ți rezolvi problemele singur, vino la Domnul pentru a căpăta iertare și pentru a căpăta de asemenea eliberarea din situațiile limită. De aceea, dragii mei, Scriptura spune foarte clar, omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții, atâta timp cât El poate fi găsit, fiindcă va veni o vreme când nu va mai fi deschisă ușa pentru mântuire. Scriptura spunea foarte clar prin profetul Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Oamenii aceștia nu l-au căutat pe Dumnezeu, l-au respins. Cei din Gadara, din regiunea aceea, l-au respins. Mulțimea aceasta care îl aștepta cu bucurie, de asemenea, cred că o mare parte dintre ei l-au respins. Unii s-au întors probabil mai târziu la Dumnezeu. Cert este că Domnul trebuie să fie căutat atât timp cât se poate găsi. Chemați-L, spune Scriptura, câtă vreme este aproape. A fost aproape un timp de ei, după care lucrurile n-au mai fost la fel. Și mai spun încă o dată, nu aștepta să ajungi într-o situație limită. N-ar trebui nimeni, în mod personal, să înceapă să se apropie de Dumnezeu abia când ajunge într-o situație foarte dificilă, când vede că Dumnezeu și-a pus mâna peste el și l-atinge în trup. Atunci omul începe să strige la Domnul. Despre poporul Israel se spune, când vor fi în necaz, vor striga la mine. Nu aștepta necazul să vină ca să strigi la Dumnezeu. Caută-L pe Domnul astăzi, caută mântuirea Lui. Când ești bine, când poți să asculți cuvântul Lui, întoarce-te la Dumnezeu de tânăr. Eu m-am întors la 17 ani și n-am absolut niciun regret. Întoarce-te la Domnul atunci când ești sănătos și când toate îți merg bine, caută-L pentru mântuire. Nu aștepta să ajungi în situații limită și abia atunci să strigi la Domnul. Pentru unii poate că va fi o posibilitate și atunci, dar nu este garantat. Nu este garantat că vei ajunge pe un pat al suferinței înainte de a trece în veșnicie, poți să mori dintr-o dată. Se vorbește tot mai mult despre moartea subită, despre un accident, nu mai spun, se poate întâmpla oricui. Dragii mei, viața noastră nu e în mâinile noastre, de aceea noi trebuie să-L căutăm pe Domnul, indiferent care este relația în care spunem noi că ne aflăm cu El, căutarea noastră principală trebuie să fie Domnul, să fim în prezența Lui, să căutăm fața Lui, să căutăm mântuirea Lui, pentru cei care încă nu s-au întors la Dumnezeu. Venirea Domnului se apropie. Este un timp în care îl putem căuta pe Dumnezeu, după care ușa se va închide pentru mulți și Scriptura dă și această imagine a unor persoane care au bătut la ușă și au spus Doamne, Doamne, deschidere, iar pentru ele a fost prea târziu. În al doilea rând, atingerea Domnului aduce vindecare, în primul rând pentru suflet, dar și pentru trup. Și ar trebui să punem aici puțin lucrurile în ordine. Principala noastră nevoie este vindecarea bolii sufletului nostru, a stării rele cauzate de păcatele din trecut. Noi avem nevoie de iertare și de eliberare de tot ceea ce ne-a legat, de tot ceea ce ne-a ținut în dependență. Noi trebuie să fim eliberați fie de lucruri care sunt vizibile, fie de lucruri din mintea noastră, din inima noastră, de anxietate, de teamă, de spaimă, de deznădejde. Sunt lucruri pe care Domnul vrea să le scoată din viața noastră. Când omul se pocăiește, capătă iertare, poate să audă și el cuvintele acestea, credința ta te-a mântuit și din momentul acela capătă pacea lui Dumnezeu. Du-te în pace, i-a zis femeia acestea și într-adevăr i-a avut pace. Așadar, lucrul cel mai important, prioritatea noastră trebuie să fie să căpătăm iertare și Domnul să lucreze, să ne vindece sufletul, să ne vindece inima noastră. În al doilea rând, trebuie să știm că El are putere de a vindeca și trupul. Noi nu predicăm că toți oamenii care se întorc la Domnul sunt vindecați, dar unii sunt vindecați. Domnul încă are putere să vindece și trupul. Și am mai spus și în alte dăți că am văzut destule cazuri de oameni care au fost vindecați fizic de boli incurabile. Vreau să spun doar că aceasta nu înseamnă că dacă vii să scapeți iertare de la Domnul, trebuie automat și să te vindece. Scriptura spune că dintre apostoli existau cel puțin două persoane, Pavel
care avea o boală de ochi îngăduită de Domnul și Timotei care avea o boală de stomac. Însă aceasta nu l-a împiedicat pe Pavel să se roage pentru alții și aceia să fie vindecați. Dragii mei, uneori Dumnezeu permite boala, chiar și în viața celui credincios, pentru împlinirea scopurilor sale. Iar în cazul lui Pavel este foarte clar. El însuși spune, ca să nu mă mândresc, Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta și mi-a spus, harul meu ți este de ajuns, mergi înainte, Dumnezeu poate folosi chiar și lucrurile acestea pentru slava Lui. Există un echilibru pe această temă în Scriptură și nu vreau să exagerăm niciuna dintre părți. Unii spun că Dumnezeu nu mai vindecă, nu mai sunt daruri ale Duhului Sfânt, nu mai există vindecări. Nu e adevărat, sunt daruri ale Duhului Sfânt, sunt vindecări. Nu am cunoscut pe cineva care să își pună mâna peste bolnav și să-i vindece pe toți, numai Domnul Iisus a făcut-o, dar am cunoscut vindecări în vremea noastră, repet, de boli incurabile. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să apelăm la medici, sub nicio formă. Medicii își au și ei rolul lor, Domnul i-a lăsat și pe ei, serviciile lor nu trebuie nici ignorate, dar nici supraevaluate. Trebuie să fie un echilibru în toate aceste lucruri. De altfel, chiar și unii dintre medici spun, fără niciun fel de teamă, că ei doar tratează, dar Dumnezeu vindecă. Sunt medici care spun, roagă-te ca Dumnezeu să te vindece, roagă-te ca operația să reușească. Observați, medicii tratează, latinii aveau o vorbă că medicii tratează și natura vindecă. Mai târziu s-a schimbat acest dicton și spuneau, medicii tratează, Dumnezeu este cel care vindecă. Și în continuare, noi ar trebui să ne bazăm, să ne punem credința în Dumnezeu, în primul rând pentru vindecarea sufletului nostru, dar și pentru cea a trupurilor noastre. Și în final, vreau să subliniez acest mare adevăr. Domnul are autoritate și asupra morții. Chiar și cei care au murit, dacă au murit credincioși, ei sunt într-un somn. De aceea Scriptura spune de mai multe ori în Noul Testament că ei au adormit. Nu se folosește termenul cu privire la creștini că au murit, ci se spune că au adormit. Și martirii creștini și primii creștini în Noul Testament se spune despre ei că au adormit. De ce? Fiindcă ei aveau sentimentul acesta al temporalității morții. Moartea era doar pentru un timp. Ei așteptau momentul în care Domnul va reveni și primul lucru care se va întâmpla, vor învia cei morți în Hristos. Dragii mei, dacă El a înviat pe această fetiță, L-a înviat pe fiul văduvei din Nain, este o garanție că ne va învia și pe noi dacă vom trece prin moarte și va învia pe cei care sunt ai Lui din toate epocile creștinătății. La venirea Domnului, la strigătul Său, primul grup de oameni, cei credincioși din epoca aceasta Harului, se vor ridica din somnul lor și se vor alătura Lui pe norii cerului. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Observați termenul. Domnul Iisus a spus, fetița n-a murit, ci doarme. Este un somn, este dulce somnul acesta al celui credincios, pentru că este o nădejde. Noi nu ne pierdem inima de disperare când moare cineva din mijlocul nostru, fiindcă aici Scriptura spune despre cei adormiți. Iar atunci când va veni Domnul, noi nu o vom lua înaintea lor. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Nu se spune strigătul cu care Domnul îi va ridica pe acești morți în Hristos. În Evanghelie se spune cum a ridicat-o pe această fetiță. I-a spus, Talita cumi, fetiță, scoală-te, spun. Nu știm ce cuvinte va folosi Domnul, dar la strigătul lui vor învia toți cei morți în Hristos, toți cei care au adormit în credință. În ceea ce ne privește, de asemenea, noi cei care suntem în viață, dincolo de faptul că nu trebuie să fim deznădăjduiți cu privire la cei morți, cei care au murit credincioși, dar noi trebuie să știm că va fi o generație de oameni care nu vor experimenta niciodată moartea. Ei nu vor cunoaște experiența aceasta tristă a morții. Domnul vorbește despre această generație, iar eu cred că avem toate motivele să credem că noi suntem parte acestei generații din care mulți vor trece din viață la viață. Vor fi oameni și foarte posibil și printre noi, poate majoritatea, oameni care vor trece din viață la viață, fiindcă textul pe care l-am citit din 1 Epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, se continuă. Apoi, după învierea celor morți, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi
totdeauna cu Domnul. Observați, din viață la viață. Ce minune! O minune mai mare decât învierea este faptul că Domnul ne face nemuritori, dintr-o dată, la propriu. Trupul nu mai cunoaște moartea. Repet, va fi absolut extraordinar să treci din viață la viață, o minune unică, un eveniment unic în istoria umanității. Și m-am uitat și eu, a fost pentru mine de interes să văd dacă și traducerea ortodoxă a Bibliei vorbește în locul acesta despre răpire, fiindcă sunt mulți din religia aceasta majoritară care nu cred că ar fi vorba de o răpire. Nu există răpire, spun ei. De fapt, sunt și printre evanghelici oameni care spun nu există răpire, în fine. Iată traducerea din Biblia ortodoxă, să spunem. Este aceeași traducere, nu există două Biblie, o singură Biblie, traducerea diferă. Limbajul în traducerea ortodoxă este mai arhaic, aici este singura diferență și unele cuvinte sunt transformate în mod voit. Dar iată cum este acest verset 17. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa pururea vom fi cu Domnul. E nicio diferență. Vom fi răpiți împreună cu ei. Vom fi răpiți. Cine? Noi care vom fi rămas. Când? La venirea Domnului. Observați răpirea și în textul din Scriptura în varianta ortodoxă. Zic asta încă o dată ca să știm că este o nădejde pentru noi. Este o nădejde și dacă ar trebui să trecem prin moarte. Pentru noi moartea n-ar trebui să fie o spaimă. Apostolul Pavel spunea, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Moartea este doar un somn. Dacă adorme cineva din familia ta, nu intra în panică, foarte curând la revenirea Domnului vom fi împreună cu ei, ei vor învia primii și noi vom fi împreună. Bineînțeles, condiția este aceasta, să poți să spui că ești parte din Biserica Domnului. De aceea, dragii mei, principala noastră preocupare și prin vestirea Evangheliei și prin tot ceea ce facem este să verificăm dacă suntem în acest grup de oameni. Este de maximă importanță, nu contează dacă vei trece prin moarte sau dacă vei fi în viață la venirea Domnului, important este să fii parte din aceea pe care îi va lua Domnul. Și sunt niște pași care îți dau asigurarea aceasta 100%. Mulți oameni, mulți predicatori din vremea aceasta din urmă, îi asigură pe toți că, sigur, bisericile vor rămâne goale dacă ești înscris într-un registru de membri în urma unui botez sau în urma oricărui alt ritual, cu siguranță îți este garantată răpirea. Este o iluzie. De fapt, dragii mei, siguranța o dă Duhul lui Dumnezeu, iar noi vedem în Scriptură ceea ce ne indică faptul că vom fi împreună cu El. În primul rând, să fii sigur că ai avut o adevărată naștere din nou. Să se uite oamenii la tine, spun asta pentru că vom avea și noi săptămâna viitoare botez, să se uite oamenii la tine și din momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, să fii o altă făptură. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Să fie naștere din nou, să fie schimbare. Altfel, botezul nu are nicio valoare. Nu se transformă nimeni prin botez. Nu se naște nimeni din nou prin botez. Botezul doar consfințește, doar simbolizează o realitate a vieții. Faptul că un om vechi a murit împreună cu Hristos și este un om nou, o făptură nouă, total diferită. Dacă înainte eram mânioși, supărăcioși, nervoși și aveam o mulțime de adicții în viață, dintr-o dată suntem alte făpturi și se vede o transformare în viața noastră, iar oamenii se întreabă ce s-a întâmplat cu tine. Dacă este așa, atunci este o naștere din nou. Dacă n-ai avut o naștere din nou, mai ales pentru cei care ați crescut în biserici creștine, unii spuneau, eu de când mă știu, eu am fost în biserică, asta nu înseamnă că ai avut o naștere din nou. Să se vadă transformarea vieții. Dacă n-ai avut-o, nu poți să ai siguranța că vei fi cu Domnul, că vei avea parte de răpire, pentru că Scriptura spune altfel. Dacă nu se naște cineva din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Sau, aplicat la textul răpirii, nu va avea parte de răpire la venirea Domnului. Dragii mei, este de maximă importanță să fie o naștere din nou. Și cu tristețe o spun, cunosc și eu foarte bine multe biserici, nu una, și în detaliu. Și spun cu tristețe, repet, foarte mulți, dacă nu chiar majoritatea oamenilor care stau în biserici astăzi, n-au avut o naștere din nou. Nu știu să o relateze, nu s-a văzut schimbarea, n-a văzut-o nimeni, n-a văzut-o nici ei, spun doar, m-am botezat, asta, repet, nu rezolvă lucrurile. Să fie o adevărată naștere din nou. Dacă nu este o naștere din nou, nu este siguranță cu privire la răpire.
În al doilea rând, dacă ai avut o naștere din nou, este important, este de maximă importanță, dar este doar începutul unei vieți cu Domnul. Nu se termină acolo, de-abia începe viața cu Dumnezeu. Și viața cu Dumnezeu înseamnă pocăință continuă și mărturisire continuă, pentru că noi prin nașterea din nou devenim izbăviți, dar nu devenim perfecți. De aceea avem nevoie să trăim mărturisindu-ne, pentru că și slujba Domnului Iisus este o slujbă de mijlocire continuă, ca noi să putem căpăta o iertare continuă. Nu doar iertare de trecut, ci și iertare de lucrurile din prezent. Ca să fie o mântuire completă, Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Condiția este să ne pocăim și să ne mărturisim orice lucru pe care El ni-l arată greșit în viața noastră. Dacă accepți din nou păcatul în viața ta, poți ajunge la starea ta dinainte, ba chiar Scriptura spune, ar fi fost mai bine pentru ei să nu cunoască, pentru că starea lor este mai rea la urmă decât la început. Sunt multe locuri, n-am să detaliez. Am spus data trecută despre omul din care a ieșit un duh necurat și se duce și mai încă 7 și iată omul devine posedat de 8 duhuri necurate, măcar că el continuă să se numească creștin, în același timp spunând că va avea parte de răpire. De aceea, dragii mei, este vorba de naștere din nou, dar și de o viață în curăție, de o viață în pocăință și în mărturisire continuă. Aceasta ne dă nouă siguranță. Umblarea pe calea lui Dumnezeu îți dă siguranță că vei avea parte de venirea Lui. Dacă noi mergem în credință, mergem în sfințenie, atunci știm că vom avea parte de El. Nu că noi facem ceva, El este Cel care ne iartă, dar dacă ne-am pocăit la început, trebuie să continuăm în viața aceasta de pocăință și de mărturisire. Și în final, Scriptura vorbește și despre starea pe care trebuie să o aibă creștinii la venirea Lui. O stare de trezire și de veghere. Oamenii care dorm astăzi, noi vorbim foarte mult de trezire. Și am numit canalul de internet Vremea Trezirii, pentru că e vremea trezirii, oamenii dorm. Despre oamenii care dorm spiritual, care ignoră tot ceea ce se întâmplă în jurul lor pentru că vor să ignore, dar sunt foarte treși față de lume, față de lucrurile lumii acestea, acolo nu dorm, dorm față de lucrurile lui Dumnezeu, aceștia nu vor avea parte de venirea Domnului. Domnul a spus foarte clar, fiți treji și vegheați. Este vorba de o veghere. Cel care nu veghează, robul care nu veghează, vom vedea mai departe, tot în Evanghelia după Luca, nu va fi luat împreună cu Domnul. De aceea preocuparea noastră trebuie să fie să rămânem într-o stare continuă de trezire, de veghere și să-L așteptăm pe Domnul să vină curând, să ne spună și nouă suete aici. Probabil acesta va fi cuvântul pentru biserică, așa cum i-a spus lui Ioan în cartea Apocalipsa. Nu știm ce le va striga celor morți, însă dacă El i-a zis acestei fetițe, scoală-te, spun, la fel va porunci tuturor morților din biserică să se ridice din somnul lor și să aibă loc ultima mare reunire a tuturor credincioșilor în slavă. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvintele Scripturii, să ne cerceteze, să învățăm din Evanghelie și să trăim aceste cuvinte așa cum El le-a lăsat, pentru ca la venirea Lui să fim cu toții împreună cu El. Amin.